După o primă zi în care artiștii stradali i-au scos din case pe buzoieni, duminica a fost deschisă oficial cea de-a doua ediție a Buzău International Arts Festival. O să avem teatru, o să avem concurs de teatru, o să avem piese extraordinare, o să vină bacantele din Grecia, o să avem Lolita, o să avem o mulțime de spectacole, o mulțime de filme, premiere și nu în ultimul rând, o surpriză extraordinară pentru dumneavoastră și pentru noi. Ei bine, pe 17 septembrie, aici în Buzău, pentru prima dată, o să vină actorul Michele Placido, cel care l-a jucat pe comisarul Catali. Și o să se întâlnească cu dumneavoastră, bineînțeles. La București, la Ministerul Culturii, avem un fel de, să spun, seismograf, prin care aflăm cum merg lucrurile în cultură în toată țara. Fără să vă măguresc și cu niște argumente destul de concrete, vă spun că Buzăul de câțiva ani este într-o creștere semnificativă din punct de vedere cultural. Se întâmplă lucruri bune la dumneavoastră, lucruri frumoase, se întâmplă acte de cultură consistente. Faptul că într-un interval de câțiva ani Buzăul a dat pentru a doua oară Ministrul Culturii, cred că spune multe despre acest oraș și despre faptele care se întâmplă și despre aspirațiile pe care le au. Vă doresc să vă simțiți bine, să vă bucurați, să vă distrați și promit că vom fi alături de buzoieni și în anii care vin. Vă mulțumesc foarte mult pentru susținere, pentru motivarea permanentă pe care mi-o dați și cel mai bine este să vină acest om minunat cu banda lui, Mihai Mărgineanu, un tip absolut extraordinar. L-am cunoscut exact acum 6 ani și continuă să mă emoționeze și să mă farmice, pentru că are un umor așa, cum să vă spun eu, foarte românesc și ne simțim toți luați la mișto, dar și facem mișto când îl ascultăm pe Mihai Mărgineanu și banda. Doamnelor și domnilor, numele meu este Mihai Mărgineanu, nu Florin Chilian, deci nu mă pune să cânt 10, că se mai aude din public. 10! Nu! Eu pot să cânt 10, dar cânt prost. Așa că mai bine cânt ceea ce știu. Ce veți auzi în continuare se numește muzică populară, nu este meritul meu, meritul poporului român care l-a creat de atâtea sute de ani. De exemplu, primul cântecel din această seară o să fie un cântec dedicat căsătoriei, că așa ne place nouă căsătoria, mult de tot. După numele unei doamne care, bineînțeles, că era iubită de soțul ei, pe doamna o chema Paraschiva. Ce mult te-am iubit, Paraschiva, ei, ți-am zis-o de 1000 de ori. Și ca drept dovadă ți-am adus grămadă potrei masculate de flori. Și ca drept dovadă ți-am adus grămadă potrei masculate de flori. Stilul său caracteristic, Mihai Mărgineanu a deschis concertul cu cele mai cunoscute melodii din repertoriul său. Unele dintre melodii sunt foarte cunoscute și din serialul de televiziune în care Mărgineanu joacă un rol principal deosebit de pitoresc, Ardiles. De la actualul ministru al culturii, care este Luceanu Mașcaru Buzoian și care cândva mi-a fost șef și a mâncat ficații și el mie și eu lui, am luat o poveste foarte drăguță, cum că domnul Mircea Dinescu, compozitorul acestei poezii, i-a dedicat această poezie unei doamne din Buzău pe care o cheamă doamna Comănescu, Denisa Comănescu. Se pare că este o poveste de dragoste a domnului Mircea Dinescu cu... Da, nu e nimic încercat. Acum să știi că mi-ai scos în altele de tot, dar poți să mai dai puțin. Poezia se numește Cântec de inima albastră, noi am spus mai știți și face parte din declarația noastră de dragoste pentru voi, pentru când ne uitați. Domnul
major, do major. Maestro, cum te strigam de atunci, icoană cu picioare lungi, veneai pe râu sau râu erai, curgeai în mine până rai. Limba preschimbată în pici, vânai pe coapse, e cu mici, vânai prin pulpe până mierim, erai mireasmă, eram vin. Da, oh, 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 de zi și de ochi, acum de mine trag trei pochi, chiar de-a miroase de pe-acum, ascându-mi de salchi. Presărat cu pauze amuzante între melodii, recitalul lui Mărgineanu i-a cucerit definitiv pe buzoieni care au râs și au cântat împreună cu el. Câte unii îi n-are noroc, ai nu place, domne, la dame, deloc. Degeaba umblă după femei, e că nu se uită nici dracul la ei. Și mă iubește femeile și e moarte după mine. Toată ziua lumi și ea de pe cap, nu știu ce să fac ca să scap. O să vă dau câteva informații din culisele showbizului, care este o industrie absolut infectă. Doamnelor și domnilor, cei mai urâți instrumentiști din toate trupele, dintre toate trupele din lume, de pe o scenă sunt basiști. Ăștia ori sunt înalți, ori sunt slabi, ori sunt grași, ori sunt vai de cap. De obicei, sunt cei mai nebuni din trupă, că îi numără în continuu. 1, 2, 3, 4, 3, în afară de al nostru. Vă observați. Din încăpă, nu, acum ați observat, el este și ungur. Născut la Sfântul Gheorghe, eu te amă Vasile Maulic. E mișto să fii ungur, să te cheme Maulic și după aia să spună numele Vasile, îți pare belea? Este un mare basist de rock, a cântat la formația Partizan, adică Partizan. Ai amestat acest. Toți cei cinci componenți ai bandei au fost prezentați publicului, solistul declarându-se singurul fără studii muzicale, dar și singurul român neoș de pe scenă. Urmează o lună plină de evenimente culturale și artistice până pe 20 septembrie, când a doua ediție a festivalului se va încheia.